De fapt, trezirea spirituală, știți ce este? Harul irezistibil dus la un punct foarte înalt. Când Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu atinge 1, 2, 3, 4. Și când Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin harul irezistibil cuprinde mase întregi sau zone întregi de oameni. Și asta este ceea ce eu îmi doresc. Eu îmi doresc să fie o trezire spirituală, dar dacă cred în trezire spirituală, trebuie să cred în harul irezistibil. Adică cum îți explici tu că timp de 100 de ani să convertesc, să zicem, 2% din populație și deodată să convertesc 80%? Ce, ăia, generația următoare e mai puțin depravată decât toate generațiile de mai înainte? Nici vorbă, este clar că este o intervenție supranaturală a harului lui Dumnezeu acolo. Necontrolată de om, da?